coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. I'm in love with the... Vă rog, prezentați-vă ce echipă și denumirea, istoria echipei. Suntem echipa Balcon Group. Reprezentăm o companie de construcții din Chișinău. Și am decis să participăm la acest turneu din considerentul de a practica sportul. În calitate de participanți la MF Series ediția a doua în premieră, ce părere aveți despre nivelul de organizare? Considerăm că nivelul de organizare este foarte bun. Clar că sunt unele ajustări care trebuie făcute, dar, per general, competiția a fost organizată la un nivel foarte bun. Cum merge comunicarea între participant și organizator? Aveți unele sugestii constructive? Cum merge comunicarea între participant și organizator și dacă aveți unele sugestii constructive? Comunicarea este foarte bună. Eu cred că este o premieră în care asistăm comunicare se face doar prin intermediul electronic. Deci ceea ce se face, confirmarea echipei, prezentarea echipei, modul de desfășurare a concursului, a nemijlocit a campionatului. Este un nivel foarte bun, avem o comunicare reciprocă. Clar că e foarte greu să organizez 19 echipe care la rândul său sunt 190 jucători și fiecare să-i organizez la un timp util. Care sunt adversarii de care vă temeți cel mai mult sau îi considerați principalii contrafavoriți la luptă pentru o poziționare în clasament mai bună? Am în vedere că participăm pentru prima dată, este o experiență nouă pentru noi. De fapt, să ne temem ar fi o exprimare greșită, cred eu, pentru că în primul și în primul rând suntem pregătiți de orice meci, adică nu avem adversari de temut. Sunt echipe care sunt bine făcute, care mai bine pregătite, care mai puțin, dar la fiecare meci încercăm să ne prezentăm la valoare maximă. Și cu cine dintre echipele cu care ați jucat v-a fost cel mai greu? Au fost niște meciuri dificile, într-adevăr. Când am avut probleme și cu lotul, când am avut, într-adevăr, probleme și cu modul de desfășurare a meciului, dar, în general, nu au fost echipe care să ne prezinte dificultate. Adică, având în vedere că ne primim fiecare meci, considerăm că, na, suntem pregătiți. Cum ați evalua munca organizatorilor pe o scară de la 1 la 10? Eu sunt adeptul unui perfecționism ideal, chiar și dacă este impionat. Consider că organizarea acestui turneu poate fi îmbunătățită, de aceea eu aș puncta 8.5. Cum vi se par premiile puse în joc de către organizatorii competiției? Premiile, atunci când am început, pentru noi nu au fost principal, dar pe parcurs eu cred că fiecare turneu trebuie să aibă premii și fiecare turneu trebuie să motiveze într-un fel echipele ca să participe și în continuare și să lupte pentru titlu. Dar pentru noi, în primul și în primul rând, contează participarea. De ce ați ales anume MF Series să participați? Pentru că cred că este în premieră un campionat care este organizat la așa învergură și în așa dimensiuni. Ce vă face să participați în cadrul echipei voastre la această competiție? În primul și în primul rând pentru că dorim să practicăm sportul, dorim să ne îmbunătățim condiția fizică, dorim să jucăm acest sport care îl considerăm al nostru favorit și dorim să avem un intermediu de comunicare mai bun între coechiperi și între reprezentanții companiei. Și în final, ce v-ați dorit de la edițiile următoare ale competiției? La ce vă așteptați? Ce e legat de organizare, aș dori să fie promovat mai mult fair play-ul, pentru că asistăm de multe ori la unele jocuri în care, desigur, ele sunt încărcate emoțional, dar trebuie să conștientizăm că suntem aici toți jucători și nu trebuie să creăm probleme adăugătoare. De aceea aș dori ca toate echipele astea să înțeleagă, arbitrii să facă jocul conform regulilor și pe parcurs ca toată lumea să fie înțelegătoare și să vie aici pentru plăcere, dar nu pentru altceva. Bun, mulțumesc mult, cu plăcere. Succes în continuare. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco.